Citeam pe, citeam pe display ce au cântat instrumental Iosif cu Andrei și m-am gândit dacă pot să cânt în continuare, pentru că refrenul spunea, suntem gata ca să ne șerfim pentru Domnul, iar aveți curajul să știți? iar să și murim. Capitolul 6, începând cu versetul 24 din U2 Împărați, cartea, și capitolul 7 sunt două pasaje biblice în care moartea este extrem de prezentă. Vă dau câteva exemple, uitați-vă, foamea era foarte mare, spune Biblia, Benhadad, împăratul Siriei, strângându-și toată oștia, s-a suit și a împresurat Samaria. În Samaria o foamete foarte mare, atât de mare, încât au început să, cum vom vedea mai târziu, să își mănânce propriilor fii, să-i fiarbă și să-i mănânce. Copii care mureau. Apoi, o întreagă națiune, o întreagă cetate, cetatea Samariei care este amenințată cu moartea. Când nu mai e mâncare, trec mai multe zile, Imperiul Asirian îi strângea tot mai de aproape, tot mai de aproape și toți erau, ca și pronostic, vor muri regele, regele vorbește din nou despre moarte și ascultați ce zice regele, dă pe canalele mass media la care vi fost în contemporaneitate și dă următoarea știre, ca și cum domnul Donald Trump sau Vladimir Putin ar zice următoarele vorbe. Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, versetul 31, capitolul 6, dacă va rămâne astăzi, nu mâine, capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe trupul lui. Profetul amenințat cu moartea, Ascultați ce tratament au leproșii, oamenii expulzați din societate. La intrarea cetății a porții, spune versetul 3, capitolul 7, erau patru leproși care au zis unul către altul, la ce să mai ședem aici fără până vom muri? Ascultați ce, ce gândesc ei, ei spun așa, dacă intrăm în cetate, în cetate, vom muri, dacă stăm aici, la fel murim. Dacă ne aruncăm în tabără adversă, dușmană, la sirieni, s-ar putea să trăim. Dacă se înduioșează de noi, din nou, pronostigul moarte. Însă profetul zice și el se ridică și zice, unui bărbat care n-a crezut, care s-a jucat cu cuvintele Domnului. Și a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din ele. Și capitolul 7 se termină așa, în adevăr, așa i s-a și întâmplat. A fost călcat în picioare la poartă de popor și a murit. Cea mai gravă moarte e moartea celui ce nu crede. Toți ceilalți vom trăi. Amin? Lăudați să fie în numele Domnului leproșii ce au zis? Ajungând la intrarea cetății, au găsit o grămadă de lucruri care erau foarte importante, alimentație. Și mai departe, cuvântul Domnului spune, nu facem bine, ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum să intrăm și să rostim această veste bună. Mesajul pe care l-am se intitulează O veste bună printre vești înfiorătoare. Să nu-mi spuneți că n-ați primit vești în fiorătoare, că nu vă cred. Să nu-mi spuneți că cel puțin la momentul primar nu vă este puțin teamă de ce se întâmplă în jur, că nu vă cred. În stânga, în față, în dreapta, peste tot, că vrei, că nu vrei, că ai televizor, că n-ai televizor, că ești conectat sau nu la știi, primești vești înfiorătoare. O să vă sublinez pe scurt câteva vești înfiorătoare din capitolul 6, din spațiul ebraic. Ascultați prima veste, s-a dat pe știri și s-a spus așa, Samaria e impresurată. De, din toate părțile armata adversă siriană a venit și i-a încorsetat tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, până când le-a tăiat orice mișloc de alimentare orice mișloc de a primi apă, toate canalele au fost înfundate, nu mai aveau nicio sursă de existență. Suntem împresurați. E ca și cum se zice, COVID-19 atacă în stânga, în dreapta, peste tot, împresurați. Și înfiorătoare. Nici măcar nu vă recomand să vă uitați la știri. Personal am televizor, nici nu trebuie. Și nici nu ascult de pe internet, de pe YouTube sau în alte părți știri. De la nici un canal video sau audio. Nu ascultați asta. Fie că ascultați, fie că nu ascultați mai aflați. de o veste înfiorătoare. O a doua veste înfiorătoare în spațiul ebraic este următoarea. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Criză economică. Scade economia. Am stat să mă uit atent și să observ cam ce însemna un cap de măgar. Cu cât ar fi fost valorificat actualmente. Știți cât ar fi costat un cap de măgar azi? 200.000 de euro. M-ați auzit bine? Măgarul era un animal necurat. evrei, nu-l foloseau decât în ultima instanță. Ce să mai vorbim de capul măgarului? În vremea aceea, salarul pe o lună era un șechel, un siclu de argint. Și un cap de măgar era 80 de cicli de argint salariul unui om care muncea zilnic pe durata a 6 ani jumate. Atâta era un cap de măgar. Apoi un sfert, un sfert de cap de găinați de porumbel. Au ajuns oamenii în foamea lor să mănânce și așa ceva. Era cinci sicli de argint. Munca pe cinci luni de zile. Când am zis 200.000 de euro pentru un cap de măgar, am calculat minimul pe economie în România extraordinar. Să nu ne mai plângem că e greu în țară. Să nu cumva să ne arate Dumnezeu cât de greu poate să fie. Scade economia. O altă știre înfiorătoare au ajuns atât de deplorabil și atât de jos moral și educațional încât copiii nu mai aveau valoare sufletească. O mamă a avut curajul să se înțeleagă cu o altă mamă și să spună, draga mea, amândoi, amândouă ne înțelegem, astăzi fierbem pe băiatul tău și mâine pe băiatul meu. Extraordinar. Îmi veți spune asta e canibalism și adevărat. Dar vreau să vă spun ceva că în România ne apropiem spiritual de astfel de lucruri. Pentru că în 3 aprilie, în plină pandemie, s-a așezat o lege a educației sexuale care să fie predată în școli de la clasele mici. La copiii mici, de la casele primare. Știți de ce? Pentru că trăim într-o vreme asemănătoare. Există un prozelitism, cum spuneam, și într-un alt mesaj al ideologiei de gen, că băiatul, dacă crește și vrea să se creadă fată, nicio problemă, să poate să se creadă fată. Trebuie să fie tratat ca o fată. Pentru că asta e lumea în care trăim noi. Mergem înspre animalism din punct de vedere al legilor care se dau. O a patra știre înfiorătoare este cine-i vinovatul? Cine-i vinovatul pentru tot ce se întâmplă rău în lumea asta? Cine? Regele zice așa, când mama asta strigă și zice, scapă-mă pentru că uite, acum e rândul băiatului prietenii mele și nu vrea să-l dea și murim de foame. Eu l-am dat pe meu și nu se poate mai departe să treacă acest acel șir. Și a zis el, dacă nu te scapă Domnul, cu ce să te scap eu? Ascultați cum tratează împăratul ăsta superficial problema și zice, iată versetul 33, răul acesta vine de la Domnul. Domnul e vinovat. Și pentru că Dumnezeu e sus în cer și n-ai cum să ajungi la El. Hai să vedem cine e reprezentantul lui pe pământ. Isei. Și ascultați ce zice la raportul ăsta tragic, la criza economică, la împresurare, la, la canimalismul care există acolo, la decăderea morală, la problemele care se derulează, regele zice așa, vinovat pentru toate astea e Elisei. Ușor l-a găsit vinovat. Și a zis să mă pedepsească Dumnezeu dacă îi va rămâne astăzi capul Elisei, Fiului Șafat. Era el vinovat? Da sau nu? Nici într-un caz o zi de veste bună. O veste bună, o veste a vieții, înseamnă în primul rând să auzi ce nu se aude. Nu să inventezi ce ai auzit și să extrapulezi, adică să exagerezi, să auzi informație și tu să spui ceva mult, infinit mai mult, mai grav. Că știți că s-au auzit vești, o grămadă de vești, de exemplu, despre sora Iliana că a murit și dumneavoastră nu murise încă. Se aude, unii aud ce nu se aude, dar aud rău. Asta e problema. Cineva merge să fie internat în spital și dintr-o dată în terapie intensivă, dar el nici măcar nu a avut niciun virus. Încă nu-i diagnosticat, mă înțelegeți? Asta e o problemă să auzi ce nu se aude. Adică să inventezi. Elisei nu era așa. Elisei era împreună cu bătrânii în casă, nu era conectat la niciun flux de informație, nimic. Și când împăratul a zis asta, Că îl va omori, n-a mers repede unul dintre prietenii lui, al lui Elisei, să îi spună, vezi că vine împăratul să te omoare. Nimeni nu l-a informat. Să bărbatul ăsta avea o ureche specială, avea un auz special mai ales. Auzea ce zice Dumnezeu, ce ne auzeau ceilalți. Și în timp ce era în casă și Elisei spune, vesetul 32, ședea în casă și bătrânii ședeau lângă el, împăratul a trimis pe cineva înaintea lui de ce? Să formeze așa un sistem diplomatic, să nu cumva să fugă Elisei. Dar înainte ca să ajungă solul Elisei, a zis bătrânilor, vedeți că acest fiu de ucigaș trimite pe cineva să-mi ia capul extraordinar. De unde știa asta Elisei? Elisei aude ce nu se transmite la știri. Elisei aude ce vor să facă dușmanii dacă îi spune Dumnezeu, mă rog, fiecare dintre noi Dumnezeu să ne dea un astfel de auz. Amin? să auzim, să auzim că Dumnezeu ne vorbește înainte să ne se transmită vești înfiorătoare, să avem vești din partea lui Dumnezeu și chiar dacă unele vești nu sunt foarte pozitive pentru noi, să rămânem conectați la voia lui Dumnezeu, să rămânem pe stâncă, să rămânem încrezători și puternici în numele Domnului. Orice ai auzit cu urechile tale să nu te temi, Isus Hristos este lângă tine, Iisus Hristos este lângă casa ta, Iisus Hristos este lângă prietenii tăi, Iisus Hristos este lângă membrii familiei tale, chiar dacă ei nu sunt cu tine, chiar dacă tu nu știi foarte multe de lucruri despre ei sau despre ele, nu uita, Iisus Hristos trăiește. Cine crede ca și mine să spună amin, lăudați să fie numele Domnului, lăudați să fie numele Domnului. Când Elisei avea toate motivele să spună, ascundeți-mă repede! Mi-e teamă, îmi tremură mâinile, mă apucă ca un fel de Parkinson, nu mai știu ce să fac. Oh, o, trimis după mine, s-o dat la știri, se știe tot. Am auzit despre asta înainte să aud de la ei. Ce face Elisei? Elisei zice, cu mine e Dumnezeu. Cu mine e garda lui Dumnezeu, cum spunea un mesajul anterior. Cu mine e Dumnezeu din cer, chiar dacă trebuie să ajung exact acolo, pe ordinea de zi și dosarul meu să fie avizat că voi muri. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Și ne crede ca și mine să spun amin. Amin, lăuda să fie Domnul. Glorie Dumnezeului nostru. Să auzi ce nu se aude. Și când ce auzi nu-i pozitiv, să nu te lași panicat chiar dacă e o veste a morții, să știi că Dumnezeu este cu tine. Amin? Lăudat să fie numele Domnului 2, să auzi semnalul de sus, asta înseamnă veste bună. Elisei are curajul când știe foarte clar că împăratul a decretat moartea lui și că nu-l omoară mâine la ceasul ăsta și astăzi a zis, nu trec 24 de ore până când nu-l decapitez pe Elisei, Elisei mai are curaj să prorocească. Nu prea zvine. vine. Nu prea se vine să mai slujești când știi că e grav ceva. Nu prea zvine. vine. Cine a trecut prin asta știe despre ce vorbesc. Ei se zice, rămân omului Dumnezeu. Rămân conectat cu cerul și vreau să transmit în continuare mesajul lui Dumnezeu. Amin? Vrem să rămânem oamenii lui Dumnezeu? Ajută-ne, Doamne, ajută-ne, Doamne. Li se zice, ascultați cuvântul Domnului, dar tu mai vorbești cu un cuvânt al Domnului când știi foarte bine că cuvântul anterior pe care ți l-a dat Domnul este împotriva ta. Da, eu continui să transmit cuvântul lui Dumnezeu, zice Elisei. Ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. În vreme grea, să știți că Domnul vorbește. În vreme dificilă, Dumnezeu vorbește. În vreme dificilă, să știți, Dumnezeu e pe tron. Să nu un slogan ca să vă încurajez. Asta cred din toată ființa mea și cine crede ca și mine să facă un semn. Lăudați să fie numele Domnului. Lăudați să fie numele Domnului. Dumnezeu vorbește și azi. Dumnezeu vorbește și în vremea aceasta. Nu avem voie să ne temem că s-ar putea Dumnezeu să nu mai vorbească. Nu. Așa vorbește Domnul. Și ce a vorbit Dumnezeu era împotriva rațiunii. Când un cap de măgar costa 200 de mii de euro, bărbatul ăsta zice, mâine la ceasul acesta, pentru că orice mesaj al lui Dumnezeu este bine punctat, este ancorat în timp și în spațiu, nu, mi se pare că peste câteva zile, nu știu când va veni, nu, zice, mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samarie, și locația, și timpul. O măsură de floare de făină, cu, 5, cu un ciclu, asta însemna 5,5 kg de făină, cu un ciclu, da? și două măsuri de orz. Asta era undeva la 4 kg de orz cu un ciclu. 2 kg erau suficiente pentru o familie formată din patru membri să trăiască timp de o săptămână. Când nu mai exista nimic, un bărbat se ridică în picioare și zice, așa vorbește Domnul, așa vorbește Domnul. Unul zice, nu, nu se poate. Dacă se, se crapă cerul, zice bărbatul ăsta, care nu era implicat în ecuație, Bărbatul ăsta nu avea o responsabilitate foarte, foarte eloventă, atât se întâmpla că împăratul se sprijinea pe el, era un fel de bodyguard, dacă îmi permiteți actualizarea, și bărbatul ăsta nu are credință. nu e atent, nu e atent. Gândește numai cu rațiunea, fără să se lase călăuzit și fără să rămână în ascultare de cuvântul Domnului și zice, dacă se crapă cerul și se fac ferestre, Dumnezeu trimite prin niște dacă mă lăsați să mă gândesc la asta, pâine din cer, cum se va face asta? Oricum e imposibil. Rațional, economic, statistic, social era imposibil. Însă Dumnezeu sfidează uneori istoria ca să vină în ajutorul Dumnezeu. Ca să vină pentru casa ta să aducă izbăvire, ca să ridice inima ta și ca să-și împlinească în final cuvântul Lui. Avem un Dumnezeu puternic, avem un Dumnezeu atotputernic, lăudat să fie în numele Lui nici o posibilitate. Dușmanii sunt pe toate părțile, au ajuns ei între ei să se atace fiind canibali unii, Criza economică crește exponențial, ajunge să fie la prețuri exorbitante alimente care sunt de fiecare zi obligatorii. Făină și ors, mâncare. Nu prăjituri, strictul necesar. Vreau să spun ceva, o veste bună înseamnă să se audă un semnal de sus, de sus. Când toate semnalele de jos sunt împotriva, da? Să se audă un semnal de sus. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Ei nu puteau să se lupte, ei nu mai aveau posibilitate, ei nu mai știau cum să reacționeze, ei nu mai aveau nici un mijloc de a rezolva problema. Nimic. Dar că nu mai poți tu, avem noi o cântare. El poate. El poate. El poate și avem altă cântare care spune: Eu știu că poate. Aleluia, eu știu că Domnul poate. E lăudat să fie numele lui. Și spune Biblia, în versetul 6, Domnul, Domnul făcut să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de care și un vuiet de cai. Vuietul unei mari oștieri. Și ei au început să se gândească: Împăratul lui Israel s-a aliat cu împărații. Itiților și cumpărați egiptenilor și vin să lupte împotriva noastră. Știți cine lupta împotriva lor? Împăratul împăraților. Împăratul împăraților. Glorificat să fie numele Lui. Pentru tine va lupta din cer Dumnezeu. Pentru familia ta va interveni Marele Rege. Nu știu exact cum s-a produs voietul ăsta. Unii comentatori spun că îngerii ar fi făcut niște mișcări în aer. N-am dovezi. Nu știu dacă s-au auzit și în altă parte, la depărtare sau doar în tabăra lor. Știu sigur că doar, știu sigur că în tabăra lor s-a auzit. Și în tabăra lor s-a auzit un sunet, vedeți? Și ăștia au auzit ce nu se auzea normal. Și ăștia au auzit ce nu exista încă, dar s-a auzit un semnal de sus. Aleluia, lăudați să fie în numele Domnului să vină voie lui, lui, Dumnezeu în casa ta. Striga omului Dumnezeu, m-am dus într-o vale plină de oase și când m-am uitat în stânga am văzut uh, osul și tendonul de la degetul mic de la mâna stângă sau dreaptă și am văzut numai oase și erau foarte multe oase, moarte, 100%. Și când m-am uitat în jur, am prorocit cum mi se poruncise. Și versetul 7, Ezechiel 3,7 spune, și pe când proroceam, s-a făcut un vuiet. O, Doamne, mai produl vuietul ăsta, mai transmite-l în fiecare casă, în fiecare cămin, în fiecare salon. Să vină vuietul lui Dumnezeu din cer. S-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare. Și oasele s-au apropiat unele de altele, m-am uitat și încă nu aveau. Și iată că le-au venit vine, s a așezat venele pe, pe, pe oasele acelea. Carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar încă nu era viață în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, Procește Fiul omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învie. Am poruncit cum mi se proruci am prorocit cum mi se poruncise și a, a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. Strigăm în această dimineață Duhului să vină, Duh de viață, intră în saloane și adu viață, adu vindecare și eliberare în numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos există putere, un vuiet? David a mers la luptă în spațiul Refaim și dintr-o dată a trebuit să vină din nou, pentru că dușmanii s-au înșiruit din nou în linie de bătaie. Și Biblia spune, David a întrebat pe Domnul 2 Samuel capitolul 5. Și Domnul i-a zis, să nu te sui, ci ai pe la spate și mergi asupra lor în dreptul duzilor. Când vei auzi un vuie de pași în vârful tuzilor. Cineva care calcă fin, ceilalți nu vor auzi. Dar tu când vei auzi un vuie de pași în vârful tuzilor, atunci să te grăbești, căci Domnul merge înaintea ta ca să bată a filistenilor. O, Duhul Sfânt, de lucrează și azi. Să auzi un vuiet. Să auzi un vuiet în vârful tuzilor. În jurul tău să n-audă nimeni nimic. În jurul tău să nu fie un sunet care să fie audibil, dar tu să auzi. Oh, aleluia! Aleluia! Ne rugăm într-un mod special. Poate că sunt persoane care sunt la terapie intensivă și nimeni nu me vizitează. Cunosc un caz din Județul Cluj. Nu mi-a apropiat, nu îl cunosc foarte bine, doar așa din informații mai îndepărtate. Bărbatul acesta a fost internat din spital de ceva vreme, acum e la terapie intensivă. Și Familia a vrut să îi trimită un șervețel cu ungerea și nici șervețelul cu ungerea nu i primit. E imposibil ca să intre cineva acolo decât medicii specialiști. E pe ventilație și așa mai departe. Aș vrea pentru bărbatul acesta și nu numai pentru el să se audă în salonul un vuiet. Un vuiet al prezenței lui Dumnezeu. Să nu mai audă ventilatorul și ce se întâmplă acolo, ci să audă voietul lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu poate să facă asta? Aseară, îngândurat, un frate proroc dintr-o zonă din România, nu vă pot da detalii clare, a zis, frate, că le rog să te rogi pentru mine, pentru că băiatul meu și cu soția mea suntem toți diagnosticați cu COVID-19, internați în spital. Soția mea e foarte gravă, a fost mutată într-un alt spital mai specializat în domeniu. M am pus cu Dumnealui la telefon și la, la telefon ne-am rugat să-L atingă Dumnezeu și pe bărbatul acesta. Mulțumesc că v-ați rugat și pentru tata și pentru mama. Mama este externată și se simte mai bine. Cred că și tata va fi externat și lucrarea lui Dumnezeu va fi puternică arătat. Să se audă un vuiet și în salonul de tata. Să se audă un vuiet și unde fratele Nucu. Să se audă un vuiet și unde fratele fratele tărău. Să se audă un vuiet acolo unde poate nu mai pot să intre oamenii, dar când intră oastea lui Dumnezeu din cer când sabia învăpăiată a Îngerului Domnului este mișcat în direcția care trebuie, este ridicat și pus pe picioare în numele Lui Isus Hristos cel bolnav. Cine crede ca și mine să facă un semn, lăudați să fie numele Domnului, lăudați să fie numele Domnului, să auzi ce nu se aude, să auzi un semnal de sus, când în jur, când din stânga, din dreapta, din toate părțile, nu mai există nicio șansă de salvare, există un voi al lui Dumnezeu, Davide! Mergi în dreptul duzilor și când auzi niște pași, să știi că asta nu e o arătare, e Domnul! E Domnul care mișcă deasupra, aleluia! Lăudați să fie numele Domnului! Și trei, veste bună înseamnă să te arunci prin credință înainte. Și ce au făcut acești oameni leproși care n-aveau voie nici măcar să intre în armata și în zona aceasta ebraică? Spune Biblia, ascultați expresia lor, haidem dar să ne aruncăm! Să te arunci prin credință! să intri în mijlocire în fiecare seară la ora 21 cu toți care ne cunoaștem și care sunt apropiați, care sunt mijlocitori, intrăm în mijlocire pentru cei diagnosticați cu COVID-19. Am avut experiențe deosebite, am simțit prezența Domnului. Era momente când trebuia să conduc și am zis celor care erau mașină, haide să ne rugăm. Ne rugăm la ora 21 pentru cei care sunt diagnosticați cu COVID-19. Am simțit prezența Domnului de fiecare dată. Dumnezeu. Aruncă-te prin credință. Nu mai sta timorat și blocat un bărbat, n-a crezut. Și pentru că n-a crezut, a murit. Numai cei ce nu cred, numai cei ce nu cred, vor avea o mare problemă. Deși există persoane cu care Domnul are un alt plan, dar vreau să cred că cu toți cei care sunt din biserica noastră și ceilalți pe care îi cunoaște.